Doamnelor și domnilor, bună! Și bun găsit la Flash Mondel. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată. Din rude mari, împărătești, o prea frumoasă emisiune. Și o ediție best of, 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 of. Iar e duminică. E duminică. Deja? E duminică. Am avut parte de o săptămână interesantă. S-au întâmplat atâtea lucruri. A fost ca un carusel de emoții. Câtă poveste! Da. Haideți totuși să vedem cele mai importante subiecte ale săptămânii și apoi intrăm și în poveste. Ce bine le zici! Carmen de la Sălciu a fost invitată la o cafea și pețitorul era dispus să-i ofere pentru asta o sumă colosală. Despre câți bani vorbim, aflăm imediat. Șoc în lumea muzicii. Rapperul mexican Dan Sur a renunțat la podoaba sa capilară și și-a făcut implant cu lanțuri. Imagini de-a dreptul șocante, imediat. Angelina Jolie așteptată la tribunal. Însuși Brad Pitt a dat-o în judecată. Cei doi se bat pe avere și pe locul în care s-au căsătorit. Detalii în această seară la Flash Mondel. Nici o ieșire la cafea nu mai e ce a fost. Normal, vremurile se schimbă, tinerii români. Da. Noi, generațiile următoare. Auzi, dar hai, de ce să filozofăm tema asta? Chiar nu bine. Chiar hai nu să vreau. Nu vreau să filozofăm pentru că nu vreau să mă îngrozesc. Păi nici eu. Uită-te și tu. Avem următoarea aspect. Mm-hmm. Un băiat vrea să o scoată pe Carmen de la Sălcioa la o cafea. Bun, și să o scoată. Foarte frumos. Păi care nu, e problema? Stai, nu. Ce se întâmplă? N-a zis nici că vrea, nici că nu vrea. Da. Ideea este următoarea. Omul e dispus să plătească pentru asta. Da, e normal să plătească, că de aia te invită bărbatul la cafea, să plătească. Nu e vorba de cafea, de a plăti cafeaua. Asta e normal. Deci cum? E ceva normal. Nu, draga mea, ascultă-mă cu atenție. Așa. Că asta cu plătitul cafelei e ceva normal. Păi asta spun și asta eu. Se întâmpla și pe vremea când eram eu vorba aia, în liceu. Ei bine, omul nostru vrea să-i dea 20.000 de euro doar ca să accepte. Păi vorbesc eu cu ea, îi zic să accepte și facem pe din trei. Sau cum? Sau mergem noi de la cafea și facem pe din doi. Spune-i nu. Da. Nu, spune-i nu că ne ocupăm noi. Sau i-a zis, hai să vedem ce a zis. Hai să vedem ce a zis. Carmen de la Sălcioa e una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Muzica e ascultată atât în țară cât și în străinătate, iar fani are cu nemiluita. Ești fată de oraș, eu să fiu de bogătaș. Pe lângă succesul de pe scenă și din lumea muzicii, Carmen se bucură de notorietate și în mediul online. E mai toată ziua conectată, stă de vorbă cu urmăritorii, poartă conversațiile, împărtășește povești din viața ei, le dă sfaturi și ce mai are ea comunitatea ei. Așa se face că unul dintre urmăritori a ajuns să o îndrăgească teribil. Mereu îi scrie, o complimentează și e dispus să facă chiar și lucruri nebunești. Ar vrea cu orice preț să o întâlnească, să o scoată la o cafea, iar pentru asta e dispus chiar să o plătească. Da, vrea să scoată bani din buzunar și nu puțin, 20.000 de euro. A și înfundat-o râsul când a văzut și n-a rezistat să nu arate tuturor oferta primită. Evident, n-a dat curs invitații. Recent a declarat că în viața ei s-au produs câteva schimbări, dar dezvăluiri la momentul potrivit. Nu aș putea să spun foarte multe despre subiectul acesta. S-a schimbat ceva în viața mea și când va veni momentul, voi povesti totul pe acest subiect. Nu sunt gravidă. Toate trebuie să vină cu o rânduială. Când o să vrea Dumnezeu să se întâmple asta, o să povestesc, pentru că nu am cum să ascund fericirea atunci când ea există. Până va avea un copil, până va ajunge la altar, până se va așeza la casa ei, Carmen își vede de carieră. Acum da, e apreciată și cunoscută, dar vrea să fie cea mai cea. Eu vreau doar una din ele. Începem o nouă săptămână și e bine să fim pregătiți. Cum vom sta cu banii, cu dragostea, relația cu șeful sau prietenii, aflăm din rubrica de astrologie imediat. Uneori, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Știu. Asta e 100% adevărat. Vedetele, nu o să-ți vină să crezi, au și ele fobiile lor. De la teama de șobolani, că tot au împânzit capitala, până la frica de înălțime sau de boală.
Mie mi-e frică să zbor cu avionul și tot zbor, vezi, tot nu scap. Ai frică de înălțime? Da, rău de tot. Da, crede-mă, o să-ți fie greu alături de mine, pentru că o să duc pe culmile succesului. Da, mai e mult până acolo, unde, să știu unde mă, ca da. Să ne Mai e puțin, ai răbdare? Am. Da. Eu n-am nicio fobie, poți să stai liniștită. Ascultă-mă, crede-mă. Nimic. Deci când ești cu mine, ești ca și singură. Nu-ți frică să nu-ți pierzi portofelul? Nu, că-l țin la mine, am grijă de el, n-am de ce să-mi fie frică. Tot timpul am grijă, da. Dar spune-mi despre vedetele noastre. Ce fobie au? Da, nici nu-ți vine să crezi. Păi dacă vezi materialul, da? O iei la fugă. Te apucă și pe tine toate fobiile din lume. Haide să vedem. Frică? Fobie, frică, teamă. Nu mi-e frică de mare lucru, îmi doresc doar să-mi țin familia sănătoasă și să putem să facem lucrurile în cea mai bună ordine, dar pentru asta nu trebuie să facem mare lucru, trebuie doar să fim atenți și să fim deștepți. Frica te îmbolnăvește, prin urmare, mai puțin cu frică, mai mult cu curaj, minte și putere. Da, am mai multe, mi-e frică de boală, să n-aibă cineva boală pe mine. Cea mai mare frică, fobie, teamă? De cutremur. De cutremur. Ultimul cutremur care l-ai prins? Ultimul cutremur pe care l-am prins era în 86, eram cu mama la o nuntă, iar acordeonistul a aruncat ăla cu țambalul, a aruncat sculele și au sărit de la un balcon de om. De la balcon? Era un metru și ceva, dar au sărit. Făceau mesele așa, am luat darul și am plecat acasă. Mi-e frică să nu-mi pierd mințile, dar cu așa coleg nu știu ce să zic, că nu prea am nicio șansă. Da. La un moment dat tot se va întâmpla. Da. Dar nu ți-e frică de nimic, de șerpi, de insecte, de gândași, de, eu știu, de șoareci? De... No, mi-a fost frică de înălțime, dar m-am dus și m-am aruncat în cap de la 120 de metri și uite că am scăpat de asta. Da. Sunt afară, sunt aici. Să aveți mare grijă că în curând să nu ne fie frică la toți de neimunizați. E cea mai mare frică ta? Înălțime. Nu mergi cu avionul, să înțeleg. Nu, culmea, cu avionul n-am niciun fel de problemă, dar de înălțime, într-adevăr, mi este foarte teamă, mi este frică. Dacă m-ai pus undeva și... La bloc, așa, pe la etajul 8? Vai de mine, deci s-a terminat pentru că nu o să mă apropii niciodată de geam și îmi tremură picioarele, adică am impresia, deja am filmul în cap, cum o să aterizez eu până jos și cum o să mă lovesc și cum o să mor, adică direct, am filmul în cap. Am o frică îngrozitoare legată de centura de siguranță. Am avut niște coșmaruri de cursul timpului, că, nu știu, sau săream de pe un pod și aveam centura de siguranță și care mă ținea și eram într-o apă și nu puteam să mi-o desfac și în podul, în apa aia, când se bloca centura, nu reușeam să evadez și mă necam. Și asta cred că e o chestie care s-a degenerat, nu știu, un an de zile, am rămas cu fobia asta. Frica de avion, fobia de avion. Am și văzut ultima dată când ai fost cu avionul, am văzut filmarea. Da, păi, asta e. De la dragoste s-a ajuns la un război total. Brad Pitt și-a dat în judecată fosta soție și o cheamă la tribunal. De data aceasta, cei doi se războiesc pe avere și actorul e supărat foc. Da. Pentru că diva de la Hollywood a încercat să vândă jumătate dintr-o mică proprietate pe care o deține în Franța. Umflea cu căsuță mică, micuță, 50 de camere la parter. Valorează doar 164 de milioane de dolari. Nu știu de ce, nu mi-au dat un telefon că rezolvam problema și evitam scandalul. Asta spun și eu. Scoteai banul, o cumpărai și aveam unde să filmăm și gata. Da, adică ce te miri așa? Adică ce nu merit și eu casă de vacanță? Ba da. Mai așa, ce nu sunt și eu valoros? Ba da. Ne spa? Da. Ba da. Ba spa? Hai să vedem. Ui, mămăligan cui. Nu se mai satură să se războiască, nu se mai satură să se înțepe. Sunt ca șoarecele și pisica. De ani de zile sunt pe câmpul de luptă. Au bătut tribunalele în lung și în lat, s-au plâns, s-au văicărit, s-au atacat și n-au încetat nici acum, la 5 ani de când au fost depuse actele de divorț. Angelina a fost foc și pară pe fostul ei soț. Înverșunată până la cer, a cerut custodia celor 5 copii și, în anul acesta, s-au luptat când judecătorii au stabilit custodia comună. M-am simțit înfrântă, cum toți ne simțim câteodată. Simțeam că îmi pierd cumpătul. Am simțit puțină disperare, ca și cum ar fi trecut prin foc.
noastre s-ar fi încheiat totul aici, dar nu. Cei doi au avut și averi de împărțit, iar milioanele de dolari din conturi nu sunt deloc de neglijat. N-au vrut să renunțe la niciun cent unul în favoarea celuilalt. Știți vorba aceea? Tot ce spui sau faci la un moment dat poate fi folosit împotriva ta? Ei bine, pe vremea când era lulea de îndrăgostit, nici prin cap nu i-a trecut lui Brad că frumoasa Angie se va întoarce împotriva lui cu ceva. E, mare greșeală! Cei doi s-au căsătorit în mare secret în Franța în 2014. Dețin părți egale dintr-un domeniu absolut fabulos, ce a fost estimat la 164 de milioane de dolari. Inițial, compania lui Brad deținea 60%, iar cea a Angelinei doar 40%. Într-un moment de maximă dragoste, dărnicie și romantism, în 2016, actorul i-a transferat soției 10% din avere pentru suma modică de doar 1 euro. Când bazme și alta nu. Ehe, dar a venit scandalul, a venit divorțul, dragostea s-a evaporat și au intervenit colții. Se pare că Angelina a încercat să vândă acum partea ei de proprietate, fără să-l întrebe pe fostul ei soț dacă ar vrea să cumpere. Nici de lege nu i-ar fi păsat, că dacă îi păsa, el ar fi trebuit să fie întrebat primul. Avocații spun că nici de administrare nu s-a ocupat, a dat cu totul uitării locul magic în care a fost atât de fericită. Așa se face că acum Brett s-a supărat și a dat o judecată pentru rea credință. O vrea el să păstreze vie amintirea celor vremuri sau totul se reduce la bani și în cazul lui? Ce te faci și cu originalitatea asta, pe cuvânt? Să fii altfel, să ieși din anonimat, să ieși în evidență cu orice preț. Nu știu, mie mi-este foarte ușor să fac asta. Da, așa se întâmplă tot mai des și mai mult, dar unele cazuri sunt de-a dreptul șocante aici. Cum este și cazul unui rapper mexican care a vrut să fie original până în vârful... firului de păr. Artistul a șocat întreg mapamondul atunci când și-a făcut implant de lanțuri de aur în scalp în locul firelor de păr. Măi, firele sunt ușoare, dar alea niște lănțoace, adică ceva greu. Sincer, cred că a fost și puțin dureros. Oh, da. Da. Și acum, sincer să fiu, sunt sigur că nici frizura asta nu este foarte comodă. Când te speli pe cap, cum faci? Lași odată capul, te-a tras cu totul. Păi nu te speli pe cap, te speli pe lanț. Și ruginește, nu? Aia zic, trebuie să-i dai și cu ulei ceva, că, na, nu se știe. Da, el știe cât a îndurat vorba aceea, supără omul la frumusețe. Bine, pardon, aici nu-i frumusețe, e ceva, haide să vedem cum arată. Me tienen envidia, me tienen odio, yo tras el oro, sigue en el hoyo, hablando de mí, no lo conozco. Dansul, un rapper mexican în vârstă de 22 de ani, a șocat lumea artistică. Días otros, lujos, todos, bitches, obvios, oro, oro. Solistul a apelat la o schimbare de look neobișnuită. Rapperul și-a dorit să fie original până la ultimul fir de păr, așa că a renunțat la podoaba sa capilară pentru a-și face implant de lanțuri în scalp, auric, nu altfel, să-și dea cât mai mult în evidență și poate se văd și din avion. A devenit primul rapper din istorie care a recurs la o astfel de transformare neobișnuită. Potrivit Caracol TV, rapperul a făcut această operație în aprilie anul acesta, dar încă nu s-a aflat suma pe care a cheltuit-o pentru a obține lucrul vizat. Într-un video postat pe TikTok și pe Instagram, Dansur a explicat de ce a făcut această schimbare. Adevărul este că am vrut să fac ceva diferit pentru că văd că toată lumea își vopsește părul. Sper să nu mă copieze toată lumea acum. Lanțurile sunt atașate cu cărlige care sunt implantate în scalp și toate sunt legate între ele prin alte cărlige prinse de craniu pe sub piele, a explicat artistul mexican pe paginile sale de socializare. Pe lângă lanțurile groase din aur pe care Dan Sur le folosește acum pe post de dreaduri, acesta a apelat și la o schimbare la nivelul danturii. Rapperul și-a îmbrăcat toți dinții în aur, un alt trend bizar care este utilizat însă de mulți alți. Rapperul și-a îmbrăcat toți dinții din aur, un alt trend bizar care este utilizat însă de mulți alți artiști din lume. Ce spun medicii însă? O fi sănătos? N-o fi? Doctorul Frank Agulo, un cunoscut chirurg plastician, a explicat la ce riscuri poate duce un astfel de implant de lanțuri la nivelul scalpului. Acest implant este o cale ușoară pentru bacteriile din aer să intre în contact cu bacteriile din corp. În acest caz, chiar cu craniul, os ce acoperă creierul.
Mai mult decât atât, e îngrijorătoare greutatea pe care aceste cădige prinse de os o susțin. Dacă aceste lanțuri se agață, doar un singur lanț poate cauza dislocarea implantului și chiar fracturarea craniului, a precizat medicul Frank Aguio pentru Yahoo Life. Lanțurile prinse de os pot duce la infecții grave, iar o infecție atât de aproape de creier poate duce la probleme de sănătate severe. Începem o nouă săptămână și e bine să fim pregătiți. Cum vom sta cu banii, cu dragostea, relația cu șeful sau prietenii, aflăm din rubrica de astrologie imediat după publicitate. Prea bună, Mediana, nu te-am întrebat niciodată. Uite, acum că am revenit din publicitate și suntem aici la Flash Monden, n-am apucat să te întreb niciodată dacă tu crezi în zodii. Normal. Normal. Să știi că de multe ori se întâmplă exact ca în previziunea astrală, plus că sunt aici niște compatibilități, niște... Tu auzi ce zic astrele? Tu auzi? Aud un piuit, auzi, dar de nu bani? Cred că de la stai că acolo bani, bani mulți săptămâna bani, viitoare. Da? Și că ne punem bine cu șeful. Așa? Da. Prietenii noi și bune, de bun augur. Mă, că bine zici, dai să ascultăm un specialist. Da. Păi de acolo vine. De acolo vine? De acolo vine, de la Andreea. De la astrologa noastră. Bună seara, Andreea. Bun găsit, dragii mei! Aceasta este ultima săptămână cu Mercur retrograd în balanță. Tocmai de aceea este important să fiți atenți și precauți, deoarece mintea este agitată, sare de colo-colo, aveți o mulțime de idei, dar nu aveți energie să le duceți la bun final și, bineînțeles, ne punem accentul pe prefixul re. Rezolvăm, recapitulăm, remodelăm. Da, pentru că acest tranzit ne ajută să ne remodelăm mentalul și să ne reinventăm toate relațiile. Vă schimbați perspectiva asupra vieții și, bineînțeles, aveți o nouă înțelegere asupra unor subiecte care până acum v-au dat bătăi de cap. Este într-adevăr o săptămână cu multă tensiune, cu multe conflicte, dar cu calm și înțelepciune le veți duce pe toate la bun final. Să vedem cum se aliniază stelele pentru zodiile noastre. Berbec, aveți o săptămână delicată, în special pe sectorul relațiilor. Încercați să faceți compromisuri pentru a îmbunătăți, însă vă loviți de un zid, vă loviți de multe reproșuri și foarte multe îndoieli. Nici parteneriatele nu merg foarte bine, pentru că sunt multe situații care ies la suprafață și pe care trebuie să le rezolvați de urgență. Taur, aveți idei creative care ar putea să schimbe semnificativ rezultatele proiectelor voastre. Însă colegii nu au încredere în acestea și nici superiorii. Vă zbateți să-i convingeți pe cei din jur, însă vă luptați cu morile de vânt. Gemeni, aveți provocări pe sectorul iubirii, emoții intense și multe conflicte, dar le lăsați deoparte și vă concentrați pe relația pe care o aveți cu copiii. Este momentul să vă luați anumite angajamente și să petreceți mai mult timp cu aceștia. Rac, în această săptămână veți face mici compromisuri pentru a vă apropia de familie și pentru a rezolva anumite situații legate de casă. Sunt cheltuieli care apar, dar nu vă deranjează, deoarece aveți nevoie de mai mult confort. Leu, în această săptămână este important să fiți atenți și precauți, mai ales dacă plecați la drum. Sunt multe încurcături și multe neînțelegeri. Fiți atenți și cu băgare de seamă și la negocierile pe care le aveți sau tranzacțiile pe care urmează să le faceți. Fecioară, este important să reglați conturile cu persoanele cu care aveți bani la comun. Vă interesează foarte mult să vă creșteți veniturile, tocmai de aceea doriți să înlăturați din viața voastră acele blocaje care vă îndepărtează să vă bifați obiectivele. Renunțați la anumite lucruri care nu vă avantajează și totodată aveți discuții importante cu rudele. Balanță. Multe încurcături în această săptămână pentru voi, sunteți atenționați să aveți mai multă grijă de toate lucrurile voastre, dar bineînțeles și de sănătate și de suflet.
este important să verificați de mai multe ori înainte de a lua o decizie și, bineînțeles, să fiți deschise schimbărilor. Lăsați trecutul în spate și priviți cu încredere către viitor. Scorpion, nu înțelegeți multe din lucrurile care se întâmplă în jurul vostru și nu sunteți nici de acord cu anumite reguli care vă sunt impuse de șefii superiorii voștri. Este important să vă gândiți ce puteți să faceți mai bine pe viitor și, de ce nu, să mergeți într-o nouă direcție către un nou job. Săgetător, vă este greu să luați decizii și le lăsați pe ultima sută de metri, deoarece vă este teamă să spuneți prietenilor voștri ceea ce simțiți. Fiți sinceri cu voi, veniți cu argumente clare, solide și spuneți ceea ce aveți de spus. Veți face puțină schimbare în rândul grupului din care faceți parte, dar toată această schimbare vă este benefică și vă va ajuta pe viitor. Capricorn, analizați cu atenție problemele care au apărut pe sectorul muncii și găsiți alternative mult mai bune pentru a le rezolva. Este o săptămână încărcată, dar rezultatele sunt pe măsură și aveți satisfacții imense și din partea familiei. Aceștia vă susțin și vă fac mici surprize. Vărsător, o săptămână încărcată cu multe promisiuni pentru cei dragi. Fiți atenți la responsabilitățile pe care vi le asumați, deoarece există posibilitatea să nu le puteți duce la bun sfârșit. Dacă vă pregătiți pentru un interviu sau un examen, să alocați timp suficient, deoarece veți fi luați prin surprindere cu tot felul de întrebări inedite. Pești, această săptămână este importantă pentru voi. Dați-vă timp să gestionați cu atenție problemele, deoarece multe vor veni din spate. Financiar sunt destul de multe încurcături, dar partenerii voștri vă vor susține și vor găsi o soluție care să vă ajute în ultima clipă. Retrogradarea lui Mercur poate să aducă multe momente de neclaritate, nehotărâre și indecizie, însă ne ajută să refacem anumite lucruri și să ne remodelăm mentalul, să ne schimbăm perspectiva asupra vieții și să ne îmbunătățim. Să aveți o săptămână magică și toate stelele să se alinieze favorabil. Oricum, leul întotdeauna este privilegiat, nu știu cum să spun. Astrele favorabil se alinează, este cum ceva... Cum zicea și poetul, leoaică tânără... Iubirea. I-a sărit în față. Exact. N-ai, nu? Mă pândise în încordare mai de mult. Colții albi mi-a înfipt în față, m-a mușcat leoaica de față. Nu vrei să apucăm ziua de mâine? Mâine luni, nu? Aoleu, da? Luni, da. Marți, miercuri, joi, că bine zici. Ne vedem la Flash Moment și recităm după. Corect. Să aveți o săptămână excelentă. Acest program